Bună ziua, dragi iubitori ai rugby-ului. Sunt Iulian Andrei și alături de echipa Steaua TV avem plăcerea să vă transmitem meciul din Superliga Czech Bank dintre Steaua și Domitanii Constanța. Mai devreme am avut plăcerea să vizionăm în paralel și meciul dintre Timișoara și Baia Mare, care s-a terminat cu victoria neașteptată a echipei din Timișoara cu 28-25 în fața Băii Mare. Să vă prezentăm echipele de start. Echipa Domitanii Constanța, antrenată de George Sava, va începe cu următoarea formulă. Numărul 1, Chiriac Ciprian. Numărul 2, Ciocoiu Florin. Numărul 3, Lucas Ciprian Ionuț. Numărul 4, Radu Andi. Numărul 24, Cabason Andrei. Numărul 6, Boboc Cristian, care este și capitanul de echipă. Numărul 7, Ion Adrian. Numărul 8, Saucuru Etonia. Mijlocaș la grămadă, numărul 9, Grigoraș Diaconescu, care anul trecut a evoluat la echipa Steaua. Acest sezon joacă pentru Domitanii Constanța. Numărul 10, Dumbravo Ovidiu. Numărul 11, Cojoc Artur. Numărul 12, Oțelea Tiberiu. Numărul 13, Tuderaș Denis. Numărul 14, Cristache Sorin. Și numărul 15, Tiche Iliesa. Meciul a început cu o repunere de la centru a echipei Steaua, cu o infracțiune de partea Tomitanilor și o lovitură de pedeapsă indirectă jucată repede la Julian Bartoli. Doru Dorfdei, Bartoli joacă repede cu Eseria Vuieti, Daniel Plai găsește o breșă, este susținut imediat, jucătorii vin la susținere, Bartoli schimbă sensul, Vasile Bălan intră în contact, un mol purtat al echipei Steaua, o pasă sărită direct la... Un joc un pic... Bartoli alege partea închisă și un placaj care scoate în margine pe jucătorul echipei Steaua. Să trecem în revistă și echipa Steaua, antrenată de Dănuț Dumbravă și Mihalache Marcel. Numărul 1, Bălan Vasile. Numărul 2, Pană Cristian. Numărul 3, Căpușanu Andrei. Numărul 4, Tuidel Matthew. Numărul 5, Doroftei Bogdan. Numărul 6, Arvinte Mario. Numărul 7, Damian Strătilă. Numărul 8 și capitan de echipă Eseria Vuieti. Numărul 9, Julian Bartoli. Numărul 10, Daniel Plai. Numărul 11, Dumitru Ionuț. Numărul 12, Bumbac Cristian. Numărul 20, Iliuță Cosmin. Și numărul 15, Neagu Robert. Meciul a început cu Steaua în atac. Am avut câteva faze neconcretizate. Meciul, jucătorii se tatonează un pic. Repunerea echipei Steaua pe fundul marginii, prinde Damian Strătilă, pasă la Julian Bartoli, un balon scos greu din această grupare. Eseria Vuieti deschide la Doru Doroftei, care alege să intre în contact. Bartoli joacă repede cu Tuidel. Arvinte, o pasă sărită direct la Iliuță, care a călcat marginea și... Meciul se rea cu o margine de partea jucătorilor din Constanța. Margine redusă, alesă de jucătorii constanțeni. Minge câștigată de ai noștri, care dezvoltă un atac pe linia de 3 sferturi. Damian Strătilă alege, intră în contact. Bartoli deschide repede, Daniel Plai. Un bac, o fentă de pasă în centru, o pasă la intre la Julian Bartoli și Eseu. 5-0 Eseu. Pentru Steaua. Eseu marcat de Julian Bartoli.
care se resimte după un contact, un plăcaj, în momentul în care culca în terenul de țintă. Un bac, o fentă de pasă în centru, o pasă la... Să reamintim și brigada de arbitri. Meciul este condus la centru de Virgil Ioniță și la cele două margini ajutat de Vlad Iordăchescu și Șerban Cristian. Daniel Plai încearcă transformarea după eseu. Transformare reușită și scorul devine 7-0 pentru Steaua. Vreme frumoasă, timp excelent de rugby. Acum așteptăm ca și cele două echipe să ne ofere un spectacol pe măsura jocului. Repune Constanța de la centru. Prinde Doru Doroftei. Rămâi acolo. No. Jucată cu Damian Strătilă, care joacă în ax cu seria Vuieti, cu o pasă lungă la Tuidel. Bumbac, o pasă neglijentă, prinsă de Iliuță, care pleacă la contraatac. Este oprit, o pasă din placaj, iar Tuidel este scos în afara terenului. Margine, Tomitani Constanța. Suntem în terenul de joc al echipei Steaua. Echipa Tomitani Constanța ambițioși. Până acum au dat o replică bună. Să vedem cât o să țină și pregătirea fizică. Margine prinsă de Tomitani. Diaconescu deschide. O grupare la centri. Mingea deschisă iarăși. Ion Adrian în contact, placat. Mingea în poziția jucătorului Tomitani, care dezvoltă un atac frumos. Placat, moment fix. Un joc de pase bun al echipei din Constanța, dar bat pasul pe loc. Un balon ținut la sol. Și arbitrul fluieră pedepsește infracțiunea cu lovitură de pedeapsă împotriva Stelei. Daniel Plai caută marginea și o obține în 22 echipei constanțene. Vedem acum o margine, ce organizează și ce ne propune echipa Steaua. 5 în margine, după câte observ se anunță. Poline, te rog aici. Da. De aici, vă rog. Balon de jos, roșu. Haideți mai repede. Balon va fi pus în joc de Pană Cristian. Prins de Mario Arvinte, scos rapid. Seria Vuieti, vine lângă el și Damian. Un balon ieșit. O fază frumoasă, Daniel Plai, o fentă de pasă și este oprit în terenul de țintă. Eseu marcat de Daniel Plai. Al doilea eseu al echipei Steaua. Scorul devine 12-0, așteptăm transformarea. Să reamintim că echipa Tomitani Constanța traversează o perioadă foarte grea a lor, din punct de vedere și sportiv și financiar. După cum am observat și pe foaia de joc, este trecut și managerul sau și antrenorul, cojocarul Cristian Sofian, un om sufletist care se pune la dispoziția echipei din orice poziție și orice ar face ca această echipă să meargă înainte și să arate
Constanța este o pepinieră a rugby românesc. Daniel Plai reușește transformarea și scorul devine 14-0 pentru Steaua. Balon repus de la centru, Dorodorov te-i prinde, intră în contact, este placat spud la sol, balonul este eliberat, Julian Bartoli șutează un cârlig din fundul grămezii. Un balon scăpat înainte, avantaj al echipei Steaua, să vedem dacă profită. Daniel Plai, un joc dezvoltat pe linia de trei sferturi, o pasă sărită, balonul ajuns la Iliuță, care cu două schimbări de direcție ajunge în terenul de țintă și marchează încă 5 puncte pentru echipa Steaua. Scorul devenind acest moment 19-0. Transformarea este într-o poziție ușoară, ceea ce este o formalitate pentru Daniel Plai de a transforma în puncte această lovitură. Un meci bun pentru Steaua, prielnic pentru a-și antrena tot ce vor să dezvolte de-a lungul acestui campionat. Transformarea reușită Daniel Plai și scorul devine 21-0. Cum vă spuneam, un meci bun pentru Steaua de a-și rula tot lotul de jucători și a-și pune... Aș repeta toate schemele și toate mecanismele să le pună la punct pentru eventualele meciuri mai importante. Minge bine repusă de Constanțeni, un înainte făcut de Doru Doroftei. Și jocul se va rula cu grămadă cu introducerea echipei din Constanța. Hai talonuri! Haideți aici talonuri! Aveți... Roșu... Ok? Grămadă ordonată cu introducerea echipei din Constanța. Mijlocașul la grămadă, Grigoraș Diaconescu, care a evoluat o bună perioadă de timp la Steaua, care și-a făcut treaba și a plecat de aici în condiții foarte bune. Plecare din fundul grămezii, pasă sărită, intrat în contact, balonul la dispoziție echipei din Constanța. Încearcă să dezvolte un joc frumos pe trei sferturi. Minge întoarsă, vine în diagonală, balonul la Adrian Ion, un jucător experimentat al acestui campionat, revenit după o perioadă de accidentare. Echipa cont din Constanța, o echipă curajoasă până în momentul de față, care nu fragmentează jocul, dezvoltă jocul pe linia trei sferturi și un balon pierdut de Constanța și jocul se va lua cu grămadă cu introducerea echipei Steaua. Haideți băieți, a doua. Închiderea. Doi, crouch! Bani! Set! Hai să atingem! Balon pierdut, spre surprinderea mea. Câștigat de echipa Steaua, văd că au contestat jucătorii Steaua și au câștigat balonul. Dar spre surprinderea mea, o grămadă pierdută pe introducerea lor, o pasă sărită, ajunsă tocmai la Iliuță, care
nu cred că va mai fi oprit decât în terenul de țintă. O pasă la Cipuie, care ajunge în terenul de țintă și culcă la centru. Esei marcat de echipa Steaua, al treilea esei marcat, iarăși transformarea va fi o formalitate. O fază frumoasă, dar să nu uităm de unde a plecat această fază, o grămadă cu introducerea Stelei, pierdută, balon câștigat de Tomitani Constanța, plecat din acea grămadă ordonată, au pierdut balonul, jucătorii steliști au contestat acea spontană, au câștigat balonul și au dezvoltat un joc rapid pe linia de 3 sferturi, cu pasă sărită de la centru la aripă la Iliuță și jucătorii steliști au fost opriți decât în terenul de țintă, marcând al treilea, al patrulea este da. Golul devine 28-0. Aștept. În acest moment echipa Steaua a luat și punctul bonus ofensiv. Doru Doroftei a prins, balonul dus la sol. Hai spate. Bartoli, un șut din fundul Rămezii, balon prins de Ciocoiu Florian, pus la sol. Balonul de partea echipei din Constanța, Grigoraș Diaconescu se uită, găsește un spațiu în terenul de joc al echipei Steaua, iarăși și o margine, un balon scăpat în margine de Neagu Robert, semnalizează arbitru Vlad Iordăchescu. Albastru, hai mai repede. O margine exact pe 22-ul stelist. Jucătorii din Constanța și-au pus la punct o schemă. Balonul aruncat pe mijlocul marginii, dar câștigă Steaua pe repunerea constanțenilor. Iarăși un balon dus rapid în zona 3. Cipuie intră în contact. Julien Bartoli alege să joace tot pe partea închisă cu balonul la Damian Strătilă. Scos repede la pană Cristian, care iarăși creează o spontană. Daniel Plai găsește o breșă. O pasă la interior la Doru Doroftei. O pasă sărită la Ionuț Dumitru, care câteva schimbări își fixează adversarul și balonul ajunge la Tuidel, care marchează din plonjon la marginea terenului. O fază frumoasă. Un joc frumos dezvoltat la mână de Steaua, care alternează fazele cu jucătorii înaintare și jucătorii de 3 sferturi, cu momente pe spații înguste și când prind apărarea dezorganizată, dezvoltă jocul foarte larg, unde le este foarte ușor să-și marce, având un supranumeric creat de ei. Daniel Plai încearcă să mai pună încă două puncte pe tabela de marcaj. Nu reușește, a avut parte de o poziție grea și ratare transformată, netransformată și scorul rămâne 33-0 pentru Steaua. Merităm o pauză, da. Balon! Rămâneți în spatele jucătorilor, vă rog.
Minge prinsă de Seria Vuietis, balon scăpat înainte. Arbitru a încercat să lase avantaj, jucătorii Constanțeni n-au profitat și revine la prima greșeală, grămadă ordonată cu introducerea echipei din Constanța. Grigoraș Diaconescu va introduce mingea în grămadă. Să vedem ce vor dezvolta din acest moment. Numărul 8 pleacă pe partea închisă, o pasă la numărul 15, un balon scăpat înainte, un balon greu de controlat, o pasă în gleznă și grămadă, balon scăpat înainte, grămadă ordonată cu introducerea de partea echipei Steaua. Balon scos de Bartoli, o pasă pentru Ionuț Dumitru, Robert Neagu, pasă la Iliuță, care schimbă la interior, caută suportul. Ionuț Dumitru pus la sol, încerca să joace balon rapid. Bumbac acum la balon. O spontană, Bartoli joacă rapid cu Cibuie, care face o schimbare la interior, este oprit de jucătorii Constanțeni. Bartoli întoarce pe partea închisă. Veni Robert Neagu foarte bine la o pasă scurtă și un spațiu văzut liber de Eseria Vueti, care îi pune în valoare viteza lui Robert Neagu și marcăm încă un eseu la centru terenului, la centru. Experiența își pune cuvântul. Eseria Vuete, nici cred că nu l-a văzut pe Robert Neagu, l-a simțit, a văzut spațiu lăsat liber de jucătorii Constanțeni și l-a pus în valoare cu o pasă scurtă. Transformare reușită de Daniel Plai și scorul devine 40-0 pentru Steaua. Jocul se ia cu o repunere a lui Dumbravă, minge prinsă de Cibuie, o fentă de șut, intră în contact, Bartoli deschide nax la Daniel Plai, care joacă cu un șut lung în terenul de țintă al Constanțenilor, prins de fundașul Constanțean, care pleacă la atac. Intră în contact, așteaptă suportul care a venit, Gheorghe Diaconescu joacă pe partea închisă cu Ciprian, care intră în contact și în acel moment scapă balonul înainte, balonul de partea echipei Steaua. Julien Bartoli vede un spațiu liber, bine a observat, dar Ionuț Dumitru a plecat înainte ca Bartoli să șuteze și este offside. Să stai mai spate. O fază bine apreciată și observată de arbitru central. O nesincronizare a jucătorilor noștri. Dar să subliniem și spațiul văzut liber de Julian Bartoli și o alegere bună a jocului. Lovitură de pedeapsă, balon trimis în margine de Constanțeni, care mută jocul în terenul echipei Steaua la linia de 40 de metri. Rămâi aici pe linie, te rog, roșu pe linie. Haideți aici, vă rog frumos. Intrați mai repede în antrenament. Margine redusă a echipei din Constanța. Repusă pe fundul marginii. Minge câștigată de Doru Doroftei. Balon la Eseria Vuieti, o fentă de pasă, intră în contact. Daniel Plai vine
scurt, caută un jucător în susținere, Bumbac, care până la urmă reușește un eseu, a căutat o pasă și în momentul când a vrut să paseze, tocmai a venit și îl placase jucătorul Constanțean, fiind un jucător percutant, a reușit până la urmă să ajungă în terenul de țintă să culce balonul și eseul al echipei Steaua. Un joc frumos, faze frumoase dezvoltate pe linia de 3 sferturi, cu spații lăsate de Constanțean și speculate la maxim de echipa Steaua. Aici se vede și experiența jucătorilor care simt imediat breșele din apărarea Constanțeană. Daniel Plai reușește transformarea și scorul devine 47-0. Până și Steaua vrea pauză să le dăm. Unde e ritmul? Dumbravă la centru. Va repune balonul în joc. Vedem că schimbă partea. A repus balonul prins de Tuitel. O fentă de pasă. Un înainte, primul cred că la echipa Constanțeană. Să vedem. Da. Un înainte făcut în prima fază de echipa din Constanța. Steaua n-a profitat de acest avantaj și jocul se revine la prima greșeală. Grămadă ordonată cu introducerea echipei Steaua. Balonul introdus de Steaua, eseria pleacă pe lângă această grupare și pasa de la Bartolini la Bumbac a fost înainte. Jocul se rea cu grămadă ordonată de partea echipei Steaua. Cu introducerea echipei din Constanța. Jucătorii au simțit spațiile lăsate de Constanțeni și sunt dornici de a dezvolta atacuri la mână pe linia de 3 sferturi și aici a fost o nesincronizare între Bartoli și Bumbac și o pasă înainte a dus la acest moment al jocului. Grămada se rea când jucătorii n-au respectat timpii de legare. Numărul 8 de la Tomitani pleacă pe lângă grămadă, balon scos de Grigoraș Diaconescu, alege același sens de joc. Spontană, balonul la dispoziția Constanțenilor, Adrian Ion intră în contact, Doru Doroftei îl plachează, balonul rămâne în posesia Constanțenilor, un șut pe jos ales de Constanțeni, prins de Cibuie. Bartoli alege cu un șut lung în terenul Constanțenilor. Presiune pusă de Ionuț Dumitru pe Florin Ciocoiu. Face eforturi să rămână în picioare, să rămână în teren. A călcat marginea și o margine de partea echipei Steaua. Jucată rapidă de Daniel Plai. Minge la eseria Vuieti. Arbitrii nu sunt de acord. Consideră că nu s-a jucat din locul de unde s-a fixat marginea. Hai să aici, vă rog. Albastru primul. Haideți roșu. Haideți. Marginea echipei Steaua. Roșu. Nu o mai invită 10.
arbitrul îi penalizează că n-au jucat rapid. Balonul la Adrian Ion. Jucătorii constanțeni aduc balonul la sol. Diaconescu deschide la Dumbravă. Și arbitrul consideră că jucătorii steliști au fost în offside. Iarăși balon jucat la rapid. Frumos venit de Adrian Ion. Balon scăpat înainte de Constanțeni. Steaua n-a profitat de acest avantaj și jocul se reia cu o grămadă ordonată cu introducerea echipei Stelei. Să apreciem curajul și ambiția jucătorilor Constanțeni care au venit aici la București să arate un rugby frumos de calitate, ceea ce au și reușit în anumite momente. E o echipă care n-a refuzat jocul, când au avut balonul au jucat. Oricum diferența este mare între jucătorii steliști și cei constanțeni, dar ambiția și jucătorii constanțeni n-au avut răbdare, au împins în travers și sunt penalizați cu lovitură de pedeapsă. Ceea ce subliniam, că jucătorii din Constanța au venit să joace, n-au venit să se plimbe pe teren, n-au venit ca să tragă de timp, ceea ce îi văd dornici când au balonul, joacă rapid, dezvoltă jocul la mână, ceea ce e de apreciat și de felicitat. Dar el și-a modificat din prima poziție. Cristi Pană repune repede. Prinde eseria Vuieti, Steaua încearcă un mol rulant din margine. Balonul a ajuns la sol. Deschide la Damian Strătilă, intră în contact. Bartoli deschide la Daniel Plai cu un șut. În joc cu piciorul caută un spațiu liber în terenul de 22 al Constanței și balonul iese în margine, ceea ce cred că jucătorii steliști nu și doreau. Vreau ca această pasă cu piciorul, cum se spune, să aibă finalitate. Margine redusă, repusă, prinsă în siguranță de Tomitani. Un mor rulant, balonul la Adrian Ion. Câteva faze bâlbâite pe acolo, dar totuși important e că balonul e în posesia lor. Dumbravă, o fentă de pasă și caută suportul acum jucătorii constanțeni și venit târziu, balon ținut la sol, neelibera la timp și arbitrul penalizează această infracțiune cu lovitură de pedeapsă. Steaua alege să joace în margine prin Daniel Plai această lovitură de pedeapsă. O margine la 5 metri de butul constanțean. Vedem acum ce aleg jucătorii steliști. O margine pe față Tușii, prinsă de Arvinte și un mol rulant cu marginea. Voluntar aici. Da, și arbitrul fluieră, jucător de la Steaua la contact, purtător de banul la contact cu un jucător din față și grămadă ordonată de partea Constanțenului, cu introducerea Constanței. Bani, set, rămâi pe loc. Diaconescu introduce. Balonul este jucat de închiderea constanțeană rapid. Dumbravă alege un șut lung prins de Robert Neagu și pleacă la contraatac cu pasă la Ionuț Dumitru.
Și Iliuță scapă balonul în față. Un avantaj lăsat de arbitru. Să vedem dacă Constanța profită. Nu. Și jocul se rea de la prima greșeală, cu o grămadă ordonată de partea echipei din Constanța. Meciul se întrerupe. Eu, un jucător steliste pe teren, e accidentat. Și o schimbare. E vorba de Căpușanu. Tânărul Căpușanu este accidentat și este schimbat. Cu Vlad Bătălicescu. Deci tânărul Căpușanu este schimbat cu Vlad Bădălicescu pentru a-l proteja și a nu-i agrava accidentarea. Antrenorii steriști au ales să îl schimbe. Grămadă. Închiderea Constanțean a plecat pe partea închisă. Diaconescu întoarce balonul tot cu înaintarea, caută un punct de fixare și un unghi bun pentru Dumbravă de a trimite balonul în margine. Reușește, Iliuță joacă rapid cu Robert Neagu, care pleacă la contraatac, pasă la Damian Strătilă, minge lungă la Ionuț Dumitru, Cibuie, care alege să joace scurt, este blocat de Constanțeni, minge la Damian Strătilă, intră în contact, caută un punct de fixare, să vină susținerea Stelei. Și un balon scăpat înainte de Julian Bartoli și o grămadă ordonată cu introducerea echipei din Constanța. Bartoli s-a grăbit să scoată acest balon și fiind relaxat, ceea ce și scorul îi dă această stare. Eu zic că altfel ar fi fost dacă era un meci mult mai... să fie un meci cu Baia Mare, de exemplu, sau cu Timișoara, era mult mai concentrat și mult mai atent pe această fază. Ion Adrian este blocat de Steaua. Deschis la Dumbravă, o fentă de pasă, intră în contact, este pus la pământ de Steaua, care contestă această spontană, minge câștigată de Vasile Bălan, Eseria Vuieti, o pasă la interior către Tuidel, care se oprește în terenul de țintă și marchează eseu pentru echipa Steaua. Al șaptelea eseu al echipei Steaua în acest moment. ...52-0 pentru Steaua în acest moment. O transformare dintr-o poziție ușoară, reușită de Nali Plai și scorul devine 54-0 pentru Steaua. Eu nici n-am vrut să dau. Nu, chiar m-am uitat, am fost pe fază cu... Nu. Dumbravă repune balonul în joc. Prinsă de Doru Doroftei, pasă la Damian Strătilă, care alege să intre în contact și
scapă balonul înainte. Jucătorii din Constanța specul acest moment și pleacă repede la contraatac. Adrian Ion alege să plece pe lângă această spontană. Diaconescu scoate balonul. Bine venit. Și păcat această fază și de... Da, arbitru revine la prima infracțiune. Jucătorii steleși n-au stat la linia ultimelor picioare. Da. Sunt penalizați cu lovitură de pedeapsă. Constanțeni trimit în margine și jocul se va relua cu repunere tot de partea lor. Medic! Balonul 22 echipei Steaua. Vedem pe jucătorul constanțean Boboc, capitanul echipei, accidentat și are nevoie de intervenția medicului. Stai un pic. Rămâneți 4. Ok, joacă, timp pornit. Nici o problemă. Boboc s-a ridicat. Joacă. Margine repusă de Constanțeni. Un balon dificil, până la urmă câștigat de Constanțeni. Eliberează la fora și zona spontană. Diaconescu întoarce pe partea închisă. Un avantaj de partea Constanțenilor. Posesie bună. Balon culcat. Capitan. Și lovitură de pedeapsă a Constanțenilor, care joacă rapid cu Florin Ciocoiu. Joc în axa lui Boboc. Diaconescu întoarce la Adrian Ion. Un balon blocat momentan de Steaua. Constanța se încăpăținează să atace. O fază frumoasă, un spațiu bine găsit de Constanțeni. Sunt la 5 metri debutul stelist. O fentă de pasă și jucată în ax de Boboc. Constanța avansează încet în uș. Și Adrian Ion reușește cu un efort deosebit să marce un eseu, primul eseu al echipei din Constanța. Un eseu meritat după efortul depus de acești jucători. O fază frumoasă și să apreciem încrederea și ambiția jucătorilor din Constanța. Cine transferă? Primul eseu marcat de Constanța prin Adrian Ion. Transformarea va fi încercată de Tike Iliesa. O poziție bună de a mai pune încă două puncte pe tabela de marcaj. Și transformare reușită. Pauză. Prima repriză se termină cu scorul de 54-7 pentru Steaua. Cum vreți voi. Hai la veste. Un meci frumos, fără probleme, atât cât pentru arbitri, cât și pentru echipa medicală. O repriză curată, sportivă și cu multe faze frumoase de apreciat. Vom reveni după pauză în aceeași formulă.
ok? Berni, al câtelea titlu de campioană e cu Steaua? Deja e al doua la rând și sunt foarte bucuroasă că de data asta am reușit mai greu, dar e foarte important pentru mine că am jucat acest lucru. La finalul primului meci ai plâns. De ce? Am plâns pentru că m-am bucurat că am reușit să câștig meciul și în al doilea rând pentru că n-am putut să joc cu ceea ce știu eu. În cazul asta am ajuns la un scor atât de nașpa, că nu e atât de ușor să joci la scorul din asta, dar mă bucur că am reușit și am câștigat meciurile ca să le bat. Ce reprezintă pentru tine această victorie? Un obiectiv care am avut de la începutul sezonului, de când am început. Și mă bucur că de fiecare dată aduc titlurile pentru Steaua, pentru că Steaua m-a primit cu brațele deschise și mă bucur enorm de mult când și alții se bucură. Urmează peste puțin timp Jocurile Olimpice. Cum crezi că va fi în Japonia? Dacă joc așa cum, nu cred că o să fie foarte bine, dar sunt foarte motivată și pozitivă, pentru că în ultima perioadă am jucat foarte bine, în afară de azi și săptămâna trecută, dar sunt foarte pregătită și m-am antrenat special pentru europene și olimpiadă și sper să reușesc ceea ce mi-am propus. Cum e să fii campioană cu Steaua? E un sentiment foarte plăcut. Este primul an în care joc la Steaua și sunt foarte fericită că am reușit să câștigăm titlul. De ce ai venit la Steaua? De ce am venit, nu știu exact, am vorbit cu antrenorii și ei m-au întrebat dacă pot să joc și bineînțeles că am acceptat oferta și sunt foarte fericită de acest lucru. Cum ai simțit în această competiție în cadrul echipei Steaua? Sincer, am avut foarte, foarte multă presiune tot anul, dar eu cred că am reușit să ne concentrăm spre sfârșit și să aducem titlul și cred că este cel mai important. Cui dedici această victorie? Eu dedic, nu știu, echipei, antrenorului, președintelui care a fost de fiecare dată cu noi și ne-a ajutat și familiei și cam atât. Ok, mulțumesc! Andreea, cât de greu a fost acest titlu pentru Steaua? A fost destul de greu, având în vedere că am trecut primul meci și acum am avut o presiune mare pe noi, dar până la urmă am reușit să dăm totul din noi și a ieșit mai mult. A fost foarte emoționat azi. Da, într-adevăr, a fost greu pentru noi, pentru că am pierdut un meci, dar a ieșit bine. Ce să spui iubitor cu echipa Steaua? Să câștigăm din nou. Ok, mulțumesc! Unde s-a făcut diferența azi între Steaua și Bistrița? Da, eu cred că diferența s-a făcut în alcătuirea formației. Noi am schimbat formația, am jucat 1-2-2-3 și am fost inspirați în acest adevărat. Ce a avut Steaua în plus față de adversarele din Superliga în acest an? Eu cred că, în primul rând, avem valoare mai mare și experiență. Avem pe Bernadette Suci, cea mai bună jucătoare din România,
și împreună cu celelalte am format o echipă foarte bună și suntem foarte bucuroși că am reușit să câștigăm într-un final campionat. Chiar dacă cu emoții, chiar dacă în tur am fost mai evitanți, până la urmă suntem bucuroși că am reușit să câștigăm. Dar simți că se poate tensura cu conturile? Da, tensiunea a fost o finală, trebuia să recuperăm dezavantajul creat la Bistrița, dar, din fericire pentru noi, s-a terminat cu bine. Steaua fătează 74 de ani de existență. Cui dedicați acest succes? Acest succes îl dedicăm istoriei clubului și palmaresului. Este cel mai mare club din România. Ne bucurăm că facem parte și suntem o familie fericită împreună cu toate celelalte sporturi. În special la tenis. De masă sunteți o familie fericită. La finala cu Bistrița, componenții echipei de tenis de masă masculin care au câștigat la rândul lor titlul național, v-au susținut, au susținut pe fete. Da, noi suntem o echipă foarte unită și la fete și la băieți. Ne place să fim împreună, ne susținem reciproc, atât la antrenamente cât și în competiții. Suntem o familie adevărată și sperăm să rămânem în continuare. Bună ziua! În curând se va relua și repriza a doua a jocului între Steaua și Tomitanii Constanța de la scorul de 54-7 pentru Steaua. Și să vă reamintim, o să vă aducem la cunoștință o nouă performanță obținută de secția tenis de masă a echipei Steaua, cât atât a băieților care ieri au reușit să iasă campion național și astăzi fetele, echipa de fete tenis de masă a echipei Steaua, au ieșit și ele tot campioane naționale astăzi. Să-i felicităm atât pe antrenori și sportivii secției de tenis de masă și a tuturor oamenilor implicați care au fost alături și au ajutat pe acești sportivi să ajungă la această performanță. Clubul Steaua nu se dezice și au propus ca să scoată campioni naționali și să aducă medalii internaționale la toate secțiile implicate la acest nivel. Așteptăm
să se reia din moment în moment această partidă. Jucătorii au venit de la vestiar. Repunerea o vor avea jucătorii din Constanța. Da, păi da, dar nu mai e soare. N-am uitat, nu era soare așa puternic. Gata, Roșu! Dumbrava a repus de la centrul terenului. Mario Arvinte a încercat să prindă balonul. Daniel Bumbac a plecat la un atac cu Cristi Pană. Au vrut să joace rapid și au scăpat balonul înainte. O grămadă ordonată cu introducerea echipei din Constanța. Da? Mersi. Balonul introdus, scos de închiderea constanțeană, joacă scurt cu aripa. Fără mână, fără mână! Balonul scos de Grigoraș Diaconescu la Ion Adrian. Boboc întoarce în travers, vine Florin Ciocoiu. Susținerea, din păcate, vin. A venit, au reușit să scoată balonul. Balon blocat de echipa Steaua. Întors de Diaconescu la Boboc. Balonul dus la sol. Diaconescu joacă o pasă sărită pe partea închisă. Boboc pe loc. Are susținere. Adrian Ion vine bine la curățat. Diaconescu scoate bine. În travers a venit Florin Ciocoiu și ese marcat de echipa din Constanța, după o fază lungă de joc, momente alternante atât pe grămadă cât și pe trocari, și au finalizat cu un eseu reușit de Florin Ciocoiu. Tiche Iliesa încearcă să mai pună încă două puncte pe tabela de marcaj. Așteaptă Conu. O poziție bună de transformat. Puște-o mai repede, te rog. Please hurry, ok? Și bară, ratare de partea constanțenilor. Tiche Iliesa trimite balonul în butul stelist. Deci scorul devine 54-12 pentru Steaua. O a doua repriză începută curajos de constanțeni, cu o fază lungă de joc. Și au reușit să înscrie un eseu și au mai redus din diferență. Jocul s-a reluat de la centrul terenului. Câteva momente de joc și un șut lung executat de Dumbrava, care prinde marginea. Jocul se mută în terenul stelist la 45 de metri de terenul lor de țintă. Câți la margini? Margine de partea echipei Steaua. Cristi Pană așteaptă să vină jucătorii în aliament.
Vlad Bădălcescu îi spune codul. Minge pe fundul margini, prinde Damian Strătilă, Bartoli deschide la Iliuță, veni lansat. Bartoli, Bumbac, o fentă de pasă, schimbă în interior. Bine, se ține bine în picioare. Un balon la sol, scos de Bartoli, Daniel Plai, Vasile Bălan intră în contact. Și este penalizat, n-a lăsat balonul. 10. Jucătorii steliști trimis la 10 metri pentru că au protestat. Arbitru îi trimite la 10 metri. Și lovitură de pedeapsă de partea constanțenilor, care trimit în margine, exact pe linia de 22 a terenului sterist. Jocul se va relua cu repunerea constanțenilor în margine. O a doua repriză începută curajos de constanțeni. Margine redusă. E o nesincronizare a jucătorilor constanțeni. Balon câștigat de Cristi Pană. Bartoli scoate în ax la Daniel Plai, care alege un șut lung, care prinde terenul să căpățânea, să rămână în teren. Tiche Iliesa culege balonul, pleacă la contraatac. Găsește o breșă, foarte frumos. Bine, venit Dumbravă, o pasă sărită. O fază foarte frumoasă creată de constanțeni. Diaconescu deschide și un balon scăpat înainte. A fost și o pasă grea pentru Adrian Ion și un balon scăpat înainte cu o grămadă de partea stelistă. Să subliniem curajul și jocul frumos care ni-l arată în această repriză echipa constanțeană, de curajul care dau dovadă și reușitele care ne încântă până în momentul de față. Grămadă ordonată, introduce Julien Bartoli. S-a terminat grămada. Meseria îi dă o pasă pe partea închisă lui Julien Bartoli, care alege să șuteze în margine. O margine scurtă prinsă de Julien. Steaua dă senzația că au venit relaxați de la vestiar. Joacă! Margine repusă pe fața ușii de constanțeni. Florin Ciocco intră în contact, este dat înapoi de jucătorii steliști. O spontană, balon de partea constanțenilor. Andy intră bine în contact. Diaconescu scoate balonul, Adrian Ion intră în contact, este susținut bine de colegii lui. O fază lungă iarăși cu posesie de partea constanțenilor. Bine, Andy a intrat, a fost la fel de bine contract de jucătorii constanțenilor. Jucătorii constanțeni, lovitură pedeapsă pentru constanțeni, care alerg să șuteze în margine. Margine reușită, în 22 ustelist. Cinci în margine anunță constanțenii. Florin Ciocco îi repune pe marginea tușii. Margine pierdută de constanțeni. Balon prins de Damian Strătilă.
Bartoli deschide rapid la Daniel Plaiu, pasă sărită la Robert Neagu, Robert Neagu pasă la Ionuț Dumitru, care accelerează, scapă de adversarul, pasă la interior către Cibuie, care scapă singur, nu mai urmărește nimeni decât Robert Neagu, se asigură că ajunge în terenul de țintă. Esei marcat de Cibuie, primul eseu al echipei Steaua în această repriză. Al nouălea al partidei. O formalitate pentru Daniel Plai. Această transformare. Scorul devine 61-12 pentru Steaua. Afară cu apa, Marian. Rămâne de apreciat acest început al reprizei a doua al Constanțenilor, care au început cu curaj. Ne-au arătat un rugby frumos. Jocul se rea cu o repunere de la centru a lui Dumbravă, prins de Tweedle. Bartoli deschide la Robert Neagu, care alege cu un șut lung. Și un balon scăpat de Tike Iliesa. Grămadă aici a fost înainte. Un balon ușor scăpat de Tike Iliesa. Și jocul se va relua cu o grămadă ordonată în terenul Constanțenilor. Bartoli introduce, grămezile sunt stabile. Joacă cu Daniel Plai, pasă sărită la Cipuie, minge ajunge la Eliuță, care o formalitate, o schimbare la interior și se duce și caută unui cât mai bun pentru o transformare cât mai facilă pentru Daniel Plai. Esei reușit pe un atac frumos al echipei Steaua de Eliuță. Transformare reușită de Daniel Plai și scorul devine 68-12. Da, vă aud. Repunere prin de Tweedle, o pasă la Mario Arvinte, care pleacă la contraatac. Se ține picioare, o pasă pentru Camil Sobota. Placat. Pasă la Julian Bartoli, Bartoli pasă la Cristi Pană și Cristi Pană dă o pasă înainte. O fază frumoasă, cursivă, întreruptă de o neglijență a lui Cristi Pană. Grămadă ordonată de partea Constanțenilor. Vedem și pe Camil Sobota, care l-a înlocuit pe Seria Vueti. Intrat la echipa Steaua. Diaconescu introduce, grămezile sunt stabile, închiderea, Constanțeanu pleacă pe lângă grămadă, vine suportul repede, Adrian Ion dezvoltă un joc în ax, un balon scăpat înainte, jocul lăsat, Diaconescu deschide larg, un balon scăpat înainte, Vasile Bălan prinde, pleacă la contraatac,
o fază creată de linia întâi stelistă, ajunge la Cibuie, care se ține în picioare, întoarce balonul la Ceapa, Camil Sobota, Vasile Bălan, pasă la interior către Bumbac, care se ține bine pe picioare și forțează și ajunge în terenul de țintă, marcând un esei la centru. Bravo, băieți! Au cerut ei. Și transformarea reușită de Daniel Plai și scorul devine 75-12. Are dreptate și eu. Schimbare și în echipa noastră. Iese Julien Bartoli și intră Florin Sulugiu. Afară cu apa. Afară cu apa, te rog. A intrat și Bărdașul în locul lui Cristi Pană. Echipa tehnică a Stelei încearcă să ruleze tot lotul de jucători care l-au la dispoziție. O repunere greșită a lui Dumbravă. Mingea nu a depășit cei 10 metri, minge prinsă de Bărdașu, pasă la Tuidel, care continuă cu o pasă pentru Iliuță și venit foarte bine Tiche Iliesa, îl scoate cu un placaj, îl scoate în afara terenului de joc pe Iliuță. Margine la 5 metri de terenul de țintă cu repunere a jucătorilor constanțeni. Aici te rog, roșu aici, aici roșu. Intră în aliniament albastru. 4. Rămâi la 10. 4 de apărare. Joacă. Margine câștigată cu greu de constanțeni. Sunt în posesia balonului. Diaconescu deschide. Andy intră în contact. Lovitură de pedeapsă. Jucătorii steliști prinsi în offside. Lovitură pedeapsă, constanțenii aleg să șuteze în margine. Margine reușită. La linia de 40 de metri a terenului constanțean. Jocul se va relua cu o repunere de partea constanțenilor. Haideți la margine, vă rog! Ne pregătim! Stai! Stop! 17 și 14 roșu. Și o schimbare, înlocuire, în cauza accidentării, Vlad Bălătălcescu iese și intră Căpușanu. Minge câștigată de constanțeni. Steaua contestă un avantaj al echipei constanțene. Un jucător stelist a venit și a jucat un balon. Oh, ce spațiu frumos a găsit Andy. O gaură bine găsită în apărarea stelistă. Diaconescu pasă la Boboc. O pasă cât pe aceea să fie interceptată de Dăstele și Florin Ciocoiu să ține bine pe picioare. Un atac frumos dezvoltat de constanțeni. Adrian Ion pasă. Jucător a dus la sol. Grigore Diaconescu. Foarte bine Boboc pleacă în ax. N-are susținere, bine Diaconescu venit. O pasă la Lucaci, Viorel și Eseu reușit. După o fază colectivă frumoasă și cursivă reușită de constanțeni. Al treilea eseu reușit de constanțeni.
De această dată, transformarea va fi încercată de Cristache Sorin. Se concentrează. Balonul șutat trece printre buturile steliste și transformarea reușită de Cristache și scorul devine 75-19 pentru Steaua. 10 albastru, schimbare. Balonul repus în joc de Daniel Plai. Prins de Constanțeni. Balon asigurat. Mingea ajunsă la Diaconescu, deschide în ax. Balon șutat lung. Prins de Robert Neagu, care pleacă la contraatac. Caută o breșă și caută și jucătorii susținere. O pasă la Camil Sobota, la Bărdașu, alege o pasă la Iliuță pe margine și marcat exact pe colțul, pe steagul de, din colțul terenului esei, reușit de Iliuță. O fază colectivă frumoasă reușită de Steaua, care a plecat de la fundașul stelist Robert Neagu. O poziție grea pentru Daniel Plai, dar să nu uităm că a mai reușit execuții bune din aceste poziții. Un jucător bun, un jucător component al echipei naționale, un jucător serios. Să nu uităm că echipa Steaua dă doi jucători pe același post la echipa națională, atât Daniel Plai cât și Tudor Boldor sunt componența echipei naționale. Transformare reușită. O execuție foarte frumoasă a lui Daniel Plai și scorul devine 82-19 pentru Steaua. Șapte albastru, schimbare. Șapte albastru. Schimbare și la Constanțeni, iese Adrian Ion. Un meci bun făcut de el. Să nu uităm că revine după o perioadă grea, după o accidentare. Un meci bun făcut de el. Repunere prinsă. Balon prins de Nasalu. Florin Surugiu deschide cu Daniel Plainax, care pleacă la atac. Camil Sobota este placat. Balonul adus la sol. Daniel Plai, o pasă sărită la Doru Doroftei, care stă bine în picioare. Un balon jucat cu Ionuț Dumitru. Caută susținere. Bine venit de Cibuie. Fază frumoasă, Florin Surugiu alege să joace pe partea închisă cu un balon lung în adâncime, balon urmărit de Ionuț Dumitru, prins de Tiche Iliesa, care pleacă la contraatac, scapă de două placaje a lui Ionuț Dumitru și a lui Doru Doroftei, să ține bine în picioare, caută susținere, bine venit Andy la susținere, stă în picioare și un balon susținut, jucătorii au venit târziu în protej. Balon jucat rapid de Surugiu cu Nasalu, Bărdașu, o pasă la Tuidel, care scapă în eseu. Alege să-i paseze lui Robert Neagu, care se duce la centru. Ese marcat de Robert Neagu. Un contraatac frumos reușit de echipa Steaua. Faze cursive. Și aici Tudel a dat dovadă de caracter
putea să marce LSE-ul și a ales să îi dea pasul lui Robert Neagu, care s-a dus la centrul terenului și a marcat ese. Daniel Plaia așteaptă să mai pună încă două puncte pe tabela de marcaj. Băieți, intrați în but. Da. Daniel Plaia reușește transformarea și scorul devine 89-19 pentru Steaua. Un meci frumos, un meci cursiv cu faze frumoase și să apreciem echipa constanțeană care au participat pozitiv la acest spectacol, care n-au refuzat jocul, au jucat de oriunde, atât cât și de la ei din teren, ceea ce dovedesc că au reușit și 3 eseuri și multe faze frumoase. Balon lung, repus, prins de Nasalu, care pleacă la contraatac, caută susținere, balon la Camil Sobot a prins pe loc și scăpat înainte. Și crampe musculare. Echipa medicală intervine imediat. Probleme la un jucător al echipei Constanța. Oboseala își pune cuvântul. Și să aplaudăm intrarea în joc a antrenorului, managerului de la Constanța, cojocarul Cristian Sofian, care este trup și suflet alături de această echipă și de acest sport. Încă o dată felicitări pentru ambiția și devotamentul arătat. Ceea ce dovedește că acest sport este format din oameni inimoși, indiferent de vârstă, indiferent de condiții, sunt alături de acest sport și la bine și la rău. Grămadă ordonată, închiderea Constanțeanu pleacă pe grămadă, Diaconescu scoate balonul pe partea închisă, Boboc alege să joace în ax, posesie frumoasă de partea Constanțeană, Florin Ciocoiu, un meci bun făcut de Florin Ciocoiu. Și un înainte, se revine la prima greșeală. Un offside venit din lateral, un jucător stelist. Diaconescu joacă rapid la mână, Lucaci alege să joace la mână, Andy la balon, spontană, balonul la Boboc. Și o bâlbâială în joc, să vedem acum ce fluier arbitru. Vedem și un jucător constanțean, e Cristi Boboc la sol. Și tânărul Căpușanu este penalizat cu un cartonaș galben. Păcat. Tinerețea spune cuvântul, a fost un joc desfășurat fair play până acum, lipsit de evenimente. Prin gestic arbitrului, după câte am înțeles, a fost un jucător ridicat în placaj și trântit la sol, ceea ce se penalizează corect cu cartonaș galben. Avantaj de partea constanțenilor, mingea la un metru de terenul de țintă, Florin Ciocu este blocat. Diaconescu sapără după balon. Plecat în ax, dat înapoi Lucaci de către steliști. Lovitură de pedeapsă. Jucătorii steliști n-au respectat linia ultimelor picioare. Jucat rapid de Diaconescu cu același Florin Ciocoiu. Blocat, adus la sol. Scos rapid. Și eseu reușit de
Sakura Etonia. Închiderea Constanțeană. Un efort răsplătit cu Neseu. O fază colectivă și doar ambiția acestor jucători a dus la marcarea acestui eseu. Al patrulea eseu reușit de jucătorii constanțeni. Să subliniem, transformarea este încercată de Sofian Cristian. Transformare reușită de Cristian Sofian. Și scorul devine 89-26. Balonul e pus de Steaua, prins de Iliuță. Cibuie, Bardaș, o pasă sărită la Damian Strătilă, care intră în contact. Suportul este alături, Florin Sorogiu alege același sens de joc cu Bardașul. Balon scos, întors la Daniel Plai. O pasă sărită la Cibuie. Și Nasalo găsește o breșă și o pasă la Iliuță. Din păcate, o pasă înainte. Să nu uităm că acești doi jucători, Nasalo și Cibuie, au venit de la Tomitani Constanța. 4 roșu, schimbare! 4 roșu, schimbare! Jucători foarte buni, care și-au arătat valoarea atât la cât au jucat la Tomitani și mai ales la Steaua. Doctor! Jocul este întrerupt. Ionuț Dumitru este la sol și are nevoie de medic și un jucător de la Constanța. Efortul își spune cuvântul. Nu-l luați dacă era de 7. Hai, te rog, la grămadă. Un pic de apă, un pic de gheață și gata, totul a trecut. Jocul Serie A. Un joc frumos, un spectacol oferit de aceste două echipe. Un joc sportiv, fără probleme de disciplină. Bye! Grămadă ordonată, balon introdus de Grigoraș Diaconescu. Închiderea Constanțeană alege să joace cu uvertura Constanțeană. Balon scăpat înainte și Steaua pleacă la contraatac. Cibuie pasă la Nasalo. Câteva schimbări de direcție. O pasă sărită la Ionuț Dumitru și esei marcat de acesta. Un contraatac frumos reușit și finalizat cu o încercare reușită de echipa Steaua, prin Ionuț Dumitru. Daniel Plai încearcă transformarea. Scorul a devenit 94-26 pentru Steaua. Daniel Plai încearcă să mai aducă încă două puncte pe tabela de marcaj. Transformare ratată. Deci scorul
devine 94-26. Jocul se va rula de la centrul terenului. Sofian Cristian va repune balonul în joc. Rămâi acolo. Minge lungă, Nasal o prinde, pleacă la contraatac, o pasă la Camil Sobota, minge ajunge la Iliuță, care o întoarce înapoi la Nasalu. Nasalu joacă cu Camil Sobota, Sobota îi retransmite pasa și o fază atât de simplă. Un eseu refuzat de jucătorii steliști printr-o pasă neglijentă. Nasalu către Sione Lama. În loc să fie eseu, jocul se va rula cu grămadă ordonată cu introducere de partea constanțenilor. O fază frumoasă, păcat că n-a avut finalitate. Au tratat cu lejeritate această fază. Singurul adversar al lor au fost ei, steliștii, în această pasă nereușită. Închiderea asta este. Constanțean pleacă pe partea închisă. Fundașul Constanțean s-a ținut bine în picioare. Balonul la Lucaci, care este singur. Ținut balonul la sol, steliștii l-au blocat, lovitură de pedeapsă, Bărdașul joacă rapid. Arbitrul revine și prin gestica lui spune că jucătorul culcat la sol n-a fost eliberat. O greșeală făcută de constanțeni, numai că jucătorii steliști n-au respectat cei 10 metri. Lovitură pedeapsă pentru Constanța. Balon șutat în margine. Jocul se va relua de la centrul terenului cu o margine de partea constanțenilor. Haideți mai repede, intră în aliament! Florian Ciucoiu vine în margine și așteaptă colegii. Lasă și mie, te rog frumos. Nu este lăsat culoarul, intervine arbitrul. Minge aruncată pe față, prinsă de Boboc, pasă la Diaconescu, care întoarce balul la interior către Florin Ciocoiu. Avantaj arătat de arbitru pentru constanțeni, să vedem dacă știu să beneficiez de acest avantaj. Bine venit din adâncime Adi. Balon pierdut de constanțeni. Arbitrul revine la prima greșeală, lovitură de pedeapsă pentru Constanța. Pe linia de 22. Stelistă. Balon jucat rapid de Andy. Intră în contact, îi vine repede suportul. Diaconescu deschide la Lucaci. E perfect. Joacă avantajul. Balon câștigat de Steaua și lovitură de pedeapsă pentru constanțeni. Surugiu joacă rapid la mână. Daniel Plai vine la pasă, o fentă de pasă frumoasă și scapă neseu. Da. Stai să vină și albi. Și un esec marcat, un esec colectiv. Daniel Plai, Cipuie și Ionuț Dumitru au culcat în același. Să vedem cine va fi ales. Esec transformat și meciul se termină cu scorul de 101-26 în favoarea echipei steliste. Mulțumim ambelor echipe pentru spectacolul oferit echipei din Constanța, care n-a refuzat jocul și
au luptat până la capăt, un meci frumos, cu faze frumoase, un meci în spiritul jocului de rugby fair play. Jucătorii se felicită. Un meci deosebit, cu multe puncte marcate, multe faze frumoase. Și încă o dată vreau să subliniez jocul, ambiția și tot ce ne-au oferit constanțenii, fiind vitregiți de jucători, de lipsa banilor, lipsa condițiilor. N-avem decât să-i felicităm pentru tot ce ne-a oferit astăzi în condițiile date de față. Felicitări ambelor echipe. Să nu uităm că astăzi s-a mai jucat și meciul dintre Timișoara și Baia Mare, terminat cu victoria echipei timișorene cu 28-25. Și încă o dată să aducem aminte de performanțele reușite de clubul, de sportivii Clubului Sportiv al Armatei Steaua. Echipa feminină astăzi, echipa feminină de tenis de masă a câștigat, a ieșit campioană națională. Iar și ieri echipa băieților, tot la tenis de masă, au ieșit campioni naționali. Felicitări tuturor sportivilor, antrenorilor și tuturor oamenilor implicați pentru performanțele reușite. Așteptăm acum să luăm și câteva interviuri la cald. Colegul nostru Daniel Remeș așteaptă jucătorii să le ia interviu la cald. O poză de grup, ceea ce arată că rugby este un sport, o familie, oameni, nu știu, nu-mi găsesc cuvintele. Numai cuvinte pozitive vis-a-vis de acești sportivi, de acești oameni și acest sport. Etapa următoare, echipa noastră va avea un meci dificil în compania echipei din Baia Mare. Baia Mare o să vină cu orgoliul rănit după o înfrângere din meciul cu Timișoara. După această victorie, Steaua revine pe primul loc în clasament. Felicitări echipei Steaua, că atât sportivilor, că colectivului de antrenori, cât și oamenilor de lângă această echipă care fac posibil această performanță. L-așteptăm pe Daniel cu un interviu. Și dăm legătura lui Daniel cu un interviu de la nivelul ierbei. Așteptăm un băiat acum să vină. Daniel Remeș va discuta cu Daniel Plai. Hai Daniele, hai la interviu. Du-te, hai. Până la urmă, colegul nostru Daniel Remeș vine la un interviu cu Daniel Dumbravă. Daniel, ai legătura.
O victorie categorică pentru Steaua în această după-amiază. Care sunt primele concluzii care putem trage? Într-adevăr, o victorie clară. Băieții și-au dorit să joace. Am avut plăcere de a juca, indiferent că adversarul ne-a pus probleme în ceea ce am vrut noi să construim. Am vrut să pregătim meciul pentru Baia Mare. Știm că ne așteaptă un meci greu, de asta am și exersat puțin anumite mișcări care le vom pune în practică acolo. A fost cel mai ușor meci din acest sezon pentru Steaua? Scorul ne arată că a fost într-adevăr cel mai ușor meci. Dar încercăm să luăm toate meciurile ca atare, încercăm să le tratăm cu seriozitate maximă, indiferent de adversar, și îndreptând posibilitatea lor de a contracara acest joc al nostru. Ați avut un obiectiv din a marca 100 de puncte? Nu, obiectivul nostru a fost să ieșim fără accidentări, obiectivul nostru a fost să ne facem mișcările care le-am propus și acest lucru ne-a ieșit. Urmează meciul cu Baia Mare, ce vă propuneți acolo? Într-adevăr, întâlnim campioana României, întâlnim o echipă bună, mai ales sunt acasă la ei, sunt foarte buni. Încercăm să câștigăm meciul pentru a ne consacra și a fi pe primul loc în campionatul acesta. Timișoara a bătut azi pe Baia Mare. Cât de mult contează acest rezultat în economia campionatului? A strâns foarte mult campionatul. Acum avem șanse toate trei echipe la primele două locuri. Primele două locuri fiind cu posibilitatea de a juca o semifinală pe teren propriu. Și asta urmăresc toate echipele. Acum depinde de noi. Victoria de azi vine cu două zile înainte de ziua clubului, 7 iunie, 74 de ani sărbătorește clubul Steaua. Cui dedicați victoria de azi? În primul rând suporterilor, familiei și toți susținătorilor echipei Steaua. Vă mulțumesc mult și vă doresc mult succes la Baia Mare. Mulțumim mult de tot, Doamne ajută. Atât de aici de pe teren astăzi. Mulțumesc. Vă mulțumim frumos, mulțumim Daniel, Steaua TV, Andrei Iulian și Clubul Steaua, vă mulțumim pentru atenția acordată și vom reveni cu următoarea ocazie și cu alte evenimente notabile. O zi bună și la revedere!